A fost odată, ca niciodată, un om bun, moldovean de-al nostru, chiar de-l chema Ivan. Vorba aceea, tata rus, mama rus, dar Ivan moldovean. Și Ivan al nostru, încă din copilărie, fusese dat la oastă. Și slujind el câteva soroace de-a rândul, iar mai marii lui, văzându-l că și-a făcut datoria, l-au slobozit din oaste, cu arme cu tot, să se ducă unde-o vrea. Soldați, a venit vremea să ne luăm rămas bun. După ce am eliberat țări, după ce am eliberat popoare, ne-au eliberat și ei pe noi. Ne-au lăsat adicătelea de izbeliște la vatră. Că nu mai sunt merinde, că nu mai are cine să ne dea ordine, așa că sunteți liber, mă. Duceți-vă care încotro, unde-ți vedea cu ochii. Unde? Tu, soldat! Mă, tu care de copil slujești la noi, nu astea cum te cheamă? Ivan mă cheamă, să trăiți, domn general! Ivan, ai slujit bine. De unde ești? În Hărța Moldovii, să trăiți, domn general! Îmi pare rău să mă despar de un așa vrednic ostaș. Uite, îți dau o medalie. Și din partea mea, două ruble. Să ai de-o vodcă mică, mă. Să trăi, domn general! La loc! Pentru domn general! De trei ori! Ura! 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 Liber! Adio și n-am cuvinte, e vremea s-o înainte, de nimeni nu depinde. Adio și n-am cuvinte, vă spun acum mă duc. Și nici nu-mi dă prin minte pe ce drum s-o apuc. Mă bucur să vă spun, Ivan nu se desminte, să știți că-i băiat bun. Adio și n-am cuvinte, ca orice bun cazac, cu atâta libertate, eu nu știu ce să fac. Pe pământ. Adio
și n-am cuvinte. Doi mai trăi un an, povestea o să spună ce va păți Ivan. Ce vreme vrei să fie astăzi pe pământ, Doamne? După cum vezi, Petre, am hotărât să fie puțin înnorat. Asta pentru că mâine dimineață vreau să arunc o ploaie binefăcătoare asupra pământului, asupra oamenilor și asupra culturilor lor. Precum ți-e voia, Doamne. Doamne, văd un oștean venind pe drum. Hai să ne ascundem sau să facem ceva, pentru că iară dăm de bucluc. Țin minte ce am pățit eu ultima oară? Am luat o chelfăneală, Doamne. N-ai grijă, Petre, de drumețul care cântă n-ai de ce să te temi. Oșteanul acela este un om cu suflet mare, cu inimă bună și milostivă. Îl vezi, n-are decât două parale la sufletul lui. Știi ceva, Petre? Da, Doamne. Ia, hai să-l punem la încercare. Ce încercare, Doamne? Uite, fă-te tu un cerșetor în capătul ăsta al podului, iar eu mă fac un cerșetor în celălalt capăt. Și ai să vezi cum bietul om are să-ți dea de pomană amândouă paralele. Să ții minte de la mine, Petre, unii ca ăștia vor moșteni împărăția cerurilor. Amin, Doamne. Hai! Ajută Dumnezeu, miluiește un om sărac. Iar promite în contul meu, cum e și vorba aia de-au scos-o credincioșii mei, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Miluiește un om sărac, că n-am mamă, că n-am tată. Miluiește un om sărac. E, moșule, ia de la mine un bani. Să te binecuvânteze Dumnezeu, fiule. Fie-ți milă de un bătrân, de un bătrân. Că doi au fost de tot și dar din dar se face rai. Bă, dar proste! Că Dumnezeu mi-a dat, că aia dau și eu. E cum plecă, bun! Nu lăsa să plece, Doamne, nu lăsa să plece, ne răsplătiți! Ai dreptate, Petre, hai repede tu pe el! Bună cale, Ivane! Să trăiți! Pe loc, repaus. Mulțumesc dumneavoastră, dar de unde știți atâta? Bine că mă cheamă Ivan. Păi dacă noi știi eu, cine altul să știe? Dacă vrei, îți pot spune și regulamentul de la oștire, îți pot spune câți comandanți ai avut și numele lor, îți pot spune ce țări ai bântuit, și multe, multe altele. Dumnezeule, că doar noi fi dracului de la... de le știi așa pe devine pe toate. Mi-ai spus numele mai înainte. Dracu? Și mai înainte. Dumnezeule. Ei bine, Ivane, eu sunt cerșetorul pe care l-ai miluit colea pe pod mai adineauri. Și cine dă săracilor, împrumută pe Dumnezeu cum bine glăsuiește Scriptura. Așa e, Doamne. Așa e. N-ați înapoi banii, Ivane, căci noi n-avem trebuință. Am vrut numai să-i arăt lui Petre ce om milostiv ești tu. Știam eu, am zis. Toată viața ta ai fost un soldat sărac și la locul tău. Așa e. Ai furat cât se cuvine, ai și băut cam fără măsură. Ca să rezist, Doamne. Ai împilat popoare și țări. E dacă a fost ordin. Dar tu, Ivane, ai fost toată viața ta un om milostiv și darnic. Și dacă ai avut o bucățică de pâine, ai dat fiecăruia câte un coltuc cât de cât. E de plos ca cât o gât de vodcă. Ei bine, Ivane, eu sunt Dumnezeu. Cere-mi dară ce vrei.
Doamne! 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 Ce să-ți cer eu dacă ești Dumnezeu? Doamne, dă-mi... Nu poți să-ți cer nimic! Nimic! Nimic e cam mult, Doamne. Ți-am mai spus, cerem tot ce vrei. Ce-ai zice să te fac general? General? Mai bine căprar. Dar noi s-au câștigat. Poate vrei o nevastă frumoasă. Petre! Iartă-mă, Doamne. Doamne, ferește că am avut și așa destule de lele. E, hai, că dar din dar se face rar. Rai. Spune-mi ce rai... Spune-mi ce rar... Spune-mi dar ce dar vrei să rai, să ai. Doamne, dacă zici că ești într-adevăr, cine zici că ești, atunci uite, blagoslovește turbinca asta. Ca ori de câte ori o-i vrea eu să intre oricine într-însa, într-o clipită ea să înghită și să nu iată înapoi decât cu voia mea. Bine, Ivane. Împlinească-ți-se voia, Ivane. Petre? Doamne. Raniță de soldat, fiindcă Ivan ți-a dat nume de turbincă, poruncesc să-l slujești, nici când să nu-l păcălești. Cât el va comanda să-i înghiți în burta ta. Să-i păstrezi chiar și un an când va porunci Ivan. Iar pe tine, îndeplinindu-ți dorința, te blagoslovesc și te botez Ivan Turbincă. Ăsta să-ți fie numele și să-ți rămână în veacul veșilor! Amin. Rupicioarele, Doamne, dar vezi că turbinca asta, ralița asta turbincă, cum îi zic eu, obicei muscălesc, e făcută la Moscova de niște mici meșteri. Uite, Doamne, se vede și după calitate. Și nu știe decât rusește, Doamne, așa că binevoiește să poruncești ca ori de câte ori o-i zice eu, trece în turbinca, oricui, el să se supună și să lu... Așa să fie. Și când te-ai săturat tu de umblat prin lume, atunci să vii să slujești și la poarta mea, că nu ți-o fi rău. Nu-i așa, Petre? Așa e, Doamne! Și așa o să fac, Doamne, așa o să fac, Sfinte Petre! Dar acum mă duc repede să văd dacă nu mi-o pica ceva la turbincă. Fii binecuvântat, Ivan! Să-ți mâna, Doamne! Și să auzim de bine, Sfinte Petre! Să-ți mâna! Auzim de bine, Ivane! Să-ți mâna! Chime, bă, dar ți-a venit pofta de mâncare? Bă, de când ne-a scăpat Ivan de dragi, am o poftă de viață. Aui. Și de mâncare, și de somn. Uh-huh. Bă, noaptea, când mă gândeam că trupă e dragi ea în casă, ce a plecat, bă, nu vezi că mâncăm? Hai! Vreau să-i povestesc, moare de curios, auzi? Ce s-a întâmplat azi noapte? Bă, ce s-a întâmplat? Să spuneți de-a fi rapăr ce s-a întâmplat azi noapte? Eu nu mi-amintesc decât că s-a apropiat cineva de poarta grădinii. Poarta ogrăzii, bă! Ogrăzii! Așa o umbră, o umbră de soldat ponosit. Ce s-a întâmplat, mă, azi noapte? Păi, matală, erai... Nițel așa? Bă,
Mă, să spuneți mie de-a fi rapor, mă, ce-ați auzit și ce-ați văzut, mă? Ce se întâmplă, mă, azi noapte, mă? Că de-aia vă dau de mâncare! De-aia vă dau de mâncare! Ai noroc! Rămâna, băiule, păi mai zi și mai întâi? Soldatul ți-a arătat o hârtie de la stăpânire. Pe care matale ai luat-o și ai citit-o. Da, și te-ai uitat la peceți, erau vechi de pe vremea lui Pazvan Tichiuru. Și după aia ai strâns-o și ai spus lui Ivan. Ce am spus, mă, lui Ivan? Ce i-am spus, mă, lui Ivan? Bine, soldat Ivan. Văd că așa te cheamă. Da. O să te primim și o să te găzduim un timp. Un timp. Ifrim! Da! Achime, duceți-l pe omul acesta în odăile acelea goale de acolo. Acolo? Conduceți-l! Era deja chelchelit de când intrase pe poartă. Și de-aia nici culcăm nu trecea, că ne-ai trimis să-l culcăm în odăile alea bântuite de draci. Așa că l-am dus ușor, el s-a întins și a pus turbinca sub cap și și-a tras pătura până la urechi. Și a început a zborei de la trimis urechile coloraților ăia. Tu, bă, tu iar vină! Ia du-te, fătă, ce stai pe capul meu, mă! Ia du-te și te ridică prin casă! Și pe uroți de gătă. Ei, și deodată, boierule... Deodată ce-a spune, mă, mai degrabă? Deodată au ieșit în cornoratele.
Ei, dar stai, boierule, că nu s-a terminat. Oh! Nu, ăștia doi draci și cu Scaraoschi, că el trebuie să fi fost. N-au liniște până când nu iau bietului om. No! Survica de sub cap. Da. Așa? Și? Ei, și unde îi mai trece lui Ivan puțin băutura și-și facă turbinca mâna dreaptă, strigând la ei, băi, aia stat! Ca cuși m-am lămurit, voi erați, impiezitatea! Și apoi mai zis odată hotărât, bătând cu cizma în podea, treceți în turbinca! În ce mânce? În turbinca, boierule! În sacul ăla ponosit! De zicea el că l-a blagoslovit Dumnezeu. Doamne, păi așa o fi, mă, Achime, așa o fi, mă, că altfel n-ar fi intrat împierițați ăștia în turbincă, mă, de bunăvoie, mă, bă, eu... Păi să-i fi văzut cum intrau dragi în turbincă, de voie, de nevoie, unul câte unul. Și unde începe Ivan și Mingiu, zici de muscalite, uite așa, Eu, dacă aveam curaj, mă duceam și le... Dădea și eu câteva scatul, ce uite așa! Eu ce dai, mă? Pe mine, mă! Pe... Mă! Și? Și când a terminat, a șfăcat turbinca și și-a pus-o așa sub cap. Și nu-i supărat de nimeni, a tras un somn din cele pofești așa. Până l-a revărsat un somn. Iar a doua zi dimineață, iar a doua zi dimineață! Să te ții, boierule, că știi și matale, când s-a trezit toată curtea, să te ții joc și chiuituri, că au aflat toți că Ivan ne-a scăpat de dragi! Încotro-s-o mai iau? Și pe cine să mai întreb? Doamne, ce-o fi asta? Ce-o fi o poartă? Și parcă simt ceva în aer. Doamne, o poartă fără gard. Asta e poarta raiului. Am ajuns. Doamne! Sfinte Petre! Sfinte Petre! Cine e acolo? Sunt eu, Ivan! Care eu, Ivan? Ivan Turbincă! Care Ivan Turbincă? Ah! Ivan Turbincă! Sigur, sigur că te mai țin minte. Da, ce vrei? Tiutiun, este? Nu e, Ivane. Vodcă, este? Adică rachiu? Da. Nu este Ivan. Da, chefuri. Cu chipuri frumoase sunt? Nu sunt. Unde găsesc eu toate acestea? Păi cum unde? În iad! Acolo vei găsi! Petre! În iad? În iad, care va să zică? Doamne, ce sărăcie lucie și pe aici mai rău ca pe pământ! E? Atunci eu vă las cu sănătate și s-auzim de bine, Sfinte Petre! În iad, care va să zică? De auzit, o să ne auzim, Ivane. Numai de bine, nu prea cred. Așa-i, Petre? Așa-i, Doamne, așa-i.
eu. Nu mai avem locuri. Dar mai duceți-vă și în rai, mă, oameni buni. Mai duceți-vă și în rai. Extraordinar. Ăștia toți vor să vină la noi în iad. Am dat și numere de ordine. Se înghețuiau să le dăm numere mai mici. Veneau cu plocoane, dar n-a ținut. Da, eu. Dar mai duceți-vă dracului și în rai. Extraordinar. Cu cazanele ați aranjat ceva? Am vorbit la fabrică și ne-au spus că nu mai iau materie primă. Cum nu mai iau materie primă? Veșnic aceeași poveste, nu mai iau materie primă? Cum nu mai iau materie primă și mai avem nevoie și de smoală, mă? De smoală de o fină de dorăbuie, niște smoală fină care arde încet, 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 încet. Ne vin niște oameni foarte importanți, ceva politicieni aștept. Au vrazul să țire cu cheltuială, să ține. Și ăla gros la fel. Furci avem de berechet. Păi să aveți, mă! Să aveți, mă, că dacă nu vă trimit în rai, mă! Liniște! Bate cineva la poartă! Bate cineva la poartă, sceptru! Dă-mi sceptru mai repede! Hai! Marș la poartă și deschideți! La ea de poartă, oare cine bate? Eu și vreau să intru iute de se poate. Ce vrei? Tiutiun, este? Este. Vodka aveți? Auzi, se întreabă. dacă este vodka. Chefuri cu fete frumoase, adică cu fețe frumoase. Sun? Oho! Sun? Aha. Muzicant, sun! Gârlă, gârlă! Atunci deschideți repede, repede, că mă grăbesc! Hai! Aha! Eu sunt Smirna! Că fac un muștru muscălesc cu voi! Înainte, marș! Stâng, drept, drept, stâng, stâng, drept! Un păhărel și un clondir. Un păhărel de vodcă și un clondir de apă? Ba din contră! Un clondir de vodcă și o vodcă mică. Ai venit? Bine! Ai venit? Și repede! E tare? Da! Câte grade are? Cât? Așa e vodka la noi, să te vedem. Bine, m-am măcălit. Mă! Ai botezat-o? Nu. Ai băgat apă în ea? Mă, mă, mă plânge sârpica după tine. Mă, mă plânge sârpica. Dacă mai trei un om din poate, îți aduce un clonier. Bă, dar ajuns tu în iad, mă. Mă. Poate mai trei un clonier, mai adu-i cu... Mă, dă repede în curând. Bine. Nu te mai osteni cu dus în dorsul,
Cade tot bolovocul! Ăsta ne usucă. Dacă mai stă, ne bea toată pivnița. Păi, acum să vă văd cum dansați. Hai, ca să vă zăurat. Să vă vedeți frumoase și să vă văd cum dansați. Da. Băi, marș! 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 E bine, mă, e bine aici la voi. Noroc, Ivane, noroc, Turbinca. Noroc, Ivane, Turbinca. Ei, păi dacă ai ști, sărați oamenii, cât de bine aici la voi. Știu, Ivane, știu, cum să nu știe că de-aia fac atâtea păcate să ajungă toți în iad. Aha. Da. Uite, Arture. Ia dă-mă și o țigară bună. Sigur că ia, da, ia poftim, ia poftim, ia poftim. Așa. Ai și un foc? Păi noi să n-avem foc. Ia dă-i un foc omului, mă. Dă-mă, ai încredere în oameni. Când a bătut la poartă, credem că a venit și la noi un om cum se cade. Vrum, 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 vrum hoț, vrum, vrum criminal, vrum plastograf. Un politician ceva. Și încolo... un soldat. Da, gata, gata, mi-ajunge destul! Dă-te la afară! Ia dă-te la afară, bă, dacă mi-a ajuns! Ce? Ce? Turbinci? E dor de voi așa goală! Nu! Turbinci, e dor de voi! Nu! Mă, Ivane, Ivănica, Ivănușcă, mă, nu mai vrei tu o dușcă, mă! Așa mai vii de acasă? De Moscovskaya! Da, 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 da! Să-mi perdești burgurna aia la ei sau vechiuscaia? Bine, mai bă, o dușcă! După care trag un pui de somn și când mă scol, o luăm de la început. Trag un pui de somn că sunt foarte obosit. Faci extraordinar de obosit să nu sar. Dorma? Dorm, da. Doarme, dorme acolo. Motan, scapă de el. Și o să nu-l trezești. Nu pot, băi, să-l atingi. Nici mie nu-mi place, dar ce să fac? Veniți-i coace.
Tot eu o să vă scap de el. Și tot cu muzica. M-am gândit eu. Iar muzica, eu nu mai vreau muzica. Sau și metele s-au urcat. Eu nu mai vreau muzica. Să-mi aduce stopa și pețele imediat. Acum, execută-o. Am venit. Ați venit. Hai. Am venit. Așa, ascultați planul meu de bătaie. Eu sunt de bătarea bana așa, ca și cum ar fi început războiul. Iar să creadă că a început războiul. Beat cum e și a dormit, o să-și ia armele și o să toate și o să fugă. Voi binișor, 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 în urma lui și închideți poarta. Și-am scăpat de el. Scăpat? Genial! Extraordinar! Super visim, întunerișirea ta. Intrați voi în mâna turbinca, o să vă înghită. Acum, unde să mă duc? Încotro să o iau, să mă duc la Dumnezeu, la Rai. Cu Dumnezeu înainte. Să mă duc. Încotro să o iau, să mă duc la Dumnezeu, la Rai. Cu Dumnezeu înainte. Ah, stai, omule, mai degrabă, că mă grăbesc! Dă-te la o parte! Nu mă dau!
Dă-te la o parte, nu te frică de moarte? Nu mi-e frică de moarte, pentru că te-am văzut în atâtea bătălii. Te-am auzit urletul. Ți-am simțit răsuflarea rece în ceapă. Nu mi-e frică de moarte, pentru că toți suntem datori cu moarte. De asta fiecare avem parte, doar atâta vreau. La moarte, pe groapă, să-mi fie așternute niște floricele, că numai de pământ pârjolit am avut parte. Lasă dulcegăriile, Ivane! Dă-te la... Dă-te la o parte, cum mă grăbesc! Nu mă dau! Cam unde vrei dumneata să mergi? La domnul. Are să-mi dea niște porunci. Doi! Ah, dă-te la o parte! Doi! La stângă! Ah! Uite, mărș! Da. Culcat! Da. Culcat, râd! Râd! Dă-te la o parte, Ivane! Doi! Lasă-mă, te rog, trebuie eu să mă duc la Dumnezeu, no! Te rog! Nu! No! Nu, no, spun eu! Lasă! Lasă! Da? Apoi dacă e așa, atunci treci în turbinca! Așa firai tu să nu fii! Așa! Stai! Stai! Stai în mână! Doamne! Sfinte Petre! Doamne! Sfinte Petre! Sfinte Petre, aici e Ivan, gata! Mi-a venit sorocul! Sfinte Petre! Sfinte Petre! E, Doamne, nu știu dacă ai știință orba, dar Ivan slujește de mult timp la poarta raiului. Chiar moartea a venit și l-a întrebat: ce mai poruncești, Doamne? Poruncesc ca, începând de astăzi, vreme de 3 ani de zile de-a rândul, să moară numai oamenii bătrâni. Ai înțeles, Petre? Am înțeles, Doamne. Așa, ieși moarte din turbinca. Uite ce hal mai atunci! Lasă, uite lasă, cum arăt! Arăt ca... Eu mă pentru Domnul Dumnezeu! Arăți ca foarte în vacanță. Eu n-am fost în vacanță. Am fost în interes de serviciu. Și deasupra, credeam că sunt mai drăguță. Lasă, 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 lasă. Spune, care sunt poruncile? Păi, așa? Dumnezeu a poruncit... Da? ...ca 3 ani de zile... 3 ani, da? ...să mănânci numai, numai pădure bătrână. Nu mai bătrână, dar bătrână, bătrână, că dacă mănânci de aia tânără, să... Hai, treci, ia-ți coasa la datorie. Hai de capul căluțelele mele! Repede! Asta-i voia domnului Dumnezeu, mă duc! La treabă! Mă duc! M-aș mai tuce! Ah. Uite așa din an în an, stau... Te pază eu, Ivan! Trească moartea!
Aha! Aici ești, Duduiță? Aici sunt, Ivane. Aici sunt. Ia că au trecut 3 ani încheiați, Ivane. 3 ani. Dar vă câteți bine? Ce hal m-ai adus, Ivane? Văd că te-au prit uscăturile. Ivane, Ivane, să nu mă mai chinui, Ivane, că sunt și o fată bătrână. Te-a trecut. Și mi-au frică de turbinca ta, Ivane. Mi-au frică de mor. Doi! Da, după cum văd, tot aici ești. E unde să fiu? Unde să fiu când sunt aici la post, când aici mi-e slujba? Păi știu și eu, Ivane. Gândeam că te-ai dus prin lume după crai lăcuri. Stai, înapoi! Unde să mă duc în lume? Că doar de lume am fugit când o știu cât e de dulce și amară bat-o pustia zobată. Izuroase urechile lui Ivan de dânsa. Da... Ce-ai slăbit așa, măi, moarte, măi? De bunătățile tale, Ivane! Oh, de roz copaci bătrâni, Ivane! Ia gustă! Gustă, Ivane! Îți plac? Sunt buni, nu? Ia, uite! Și acum te rog să nu mă mai blestem, Ivane, și mi-a dat drumul să mă duc la Dumnezeu! Doi! Nu-i rău deloc! Cam o treabă cu tânsul, Ivane! Doi! Deloc! Te pomenești că acum ai chef să stai la taifas cu Dumnezeu! Dar știi că prea te întreci cu șoaga, Ivane! A, crezi că șuguiesc? Atunci treci în turbinca! Nu! Lasă-mă, Ivane! Vinte Petre! Doamne, moartea a venit și l-a întrebat. Ce mai poruncești, Doamne? Nu de alta, dar stă ca pe spin și ar vrea să-i răspunzi imediat. Poruncesc ca începând de azi, vreme de 3 ani de zile de-a rândul, să moară numai oameni tineri. Și alți 3 ani de zile de-a rândul, numai copiii răi și obraznici. Ai înțeles, Petre? Am înțeles, Doamne. Ești, moarte, din turbincă! Cum e? Ce mai e, Ivane? Ei, Dumnezeu a poruncit așa. Da. 3 ani de zile, de-a rândul... 3 ani să mănânci numai și numai pădure tânără. Tânără? Și încă 3 ani. Încă 3 ani? Tot de-a rândul să mănânci numai vlăstare fragede. Fragede? Iară de pădure bătrână, să nu te atingi că e poznă mare. Mă duc, Ivane, mă duc, dacă așa vrea bunul Dumnezeu. Mă duc prin stufărișuri... La treabă! Ivane, Ivane! Mințit-o-mi! Mi-a făcut? Vai de mă, stelele și de zilele mele! Unde mai găsesc eu mlătițe fragede? Iac, au trecut 3 ani și încă 3. Numai că turpinca asta mâncau ar focul să o mănânce. Parcă mă duc la spânzurătoare. Bine mi-ar mai părea să-l văd pe Dumnezeu, cel mare și puternic, în turpinca lui Ivan. Ordenul măcar pe Sfântul Petru, că doar așa m-ar crede și pe mine. Ha ha ha!
Iar ai venit, răutate-o! Iar am venit, Ivane! Că au trecut 6 ani! 6 ani! Atât de mult să fi trecut? Ia uite cum zboară timpul! Zboară timpul! Pentru tine zboară, Ivane! Dar pentru mine se trăște încet, 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 încet! Dar acum, cred că o să-mi dai voie să mă duc la domnul sau să mă mai țin iar cu turbința ta! Stai pe loc! Stai pe loc! Dacă aș avea o putere să-ți scot ochii ca la dracu sau să te trag în tepușă, în frigare ca pe un pui! Că de la Adam încoace multă lume a pierit din cauza ta! Plânge turbinca după tine! Ia! Treci în turbinca! În turbinca! Așa! Iar de acum încolo nici n-am să-i mai spun lui Dumnezeu că ai fost pe aici și am să te țin la pastramă, hăt și bine! Și-n pururi au să-ți putrezească ciolanele! Lasă-mă, Ivane! Frunză-mă, te rog! Gură! Și treci la locul tău! Am pus-o la o parte, e mai bine fără moarte. Nu se moare în război, 1, 2, înapoi. Nu se moare în război, înapoi, 1, 2. Uite așa ce mai noroc, joc cu moartea cazacioc. Nu se moare în război, 1, 2, înapoi. Nu se moare în război, înapoi, 1, 2. Dă-o dracului de pușcă, ia să trag mai bine o tușcă. Ivane, au trecut cam mulți ani. Ce mai diriguiești? Moartea n-a mai venit pe aici? Nu, doamne, n-a mai venit, n-am văzut. Aici sunt, doamne! Doamne, aici sunt pusă la popreală! M-ai lăsat de râsul mișui ca Ivan nenorocită de mine! Doamne, să vezi! Ei, Ivane, destul de amu! Turbincă, dezleagă-te! Ei, Ivane, ți-ai trăit traiul și ți-ai mâncat mălaiul. De milostiv ești, bun la inimă ai fi bun, n-ar fi vorbă, dar de câteva vreme, mai ales de când ți-am blagoslovit eu turbinca, lucrurile s-au schimbat. Cu dracii de la boierul cel ai făcut harapara, în iad ai tras un chef de s-a dus vestea ca de popătuns. Așa e, doamne, așa e un netrebnic. Gura viperă! Lasă omul să vorbească! Cu moartea te-am lăsat până acum, de ți-ai făcut toate mendrele cum ai vrut, n-ai ce zice! Vai de sufletul meu, doamne! Ura! Toate sunt până la o vreme, fiul meu, n-am ce-ți face. Trebuie să dăm fiecăruia ce-i se cuvine. Are și moartea
socoteala ei nu e adusă aici pe pământ degeaba, așa cum crezi tu. S-a zis cu tine, păcătosule. Doamne! 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 Doamne Dumnezeule! Îngăduie, rogu-te, numai 3 zile să mai trăiesc, ca să-mi grijesc sufletul și să-mi fac cu mâna mea sicriu, că de îndemânatic sunt îndemânatic, după care să mă așez singur, singurel în el. Și pe urmă moartea să vină, să facă cu mine ce-o vrea, că văd eu bine că mi se strânge funia la par. Bine, așa să fie. Ai un răgaz de 3 zile, dar după asta poți să mergi să iei sufletul. Iar turbinca asta prea poznașă am să o iau eu. Păi, Doamne, nu... Eu am dat, eu am luat, fie numele meu în veci lăudat. Amin. Ia să stau eu și să-mi fac socoteală cu ce m-am ales cât am trăit pe lumea. În oaste am fost numai dăzbuciu, hăiscea și haram. De atunci încoace am umblat, uite așa, stelele utănase, m-am dus la rai, de la rai la iad, de la iad iar la rai și tocmai la o adică n-am nicio mângâiere. Și mai am numai 3 zile de trăit și te-ai dus, Ivane, de pe fața pământului. Of, of, of. Pare nu-i de făcut vreo șmecherie până mai este vreme. Ivane, și casa ta de veci, vezi în ce se încheie toată scofala de pe lumea asta? Hii, spurcăciune! Ha! Ești gata, Ivane! Gata să nu mai să-mi pun decorația de la domnul general! Dacă ești gata, hai repede, omule, hai repede, că mă așteaptă și alții să le dau răpași de drum. Gata-s, gata-s, gata-s. Uite, uite, las la prieten plosca asta goală, s-o umple și la dușman datoriile. Hai, Ivane, mai repede! Gata-s! Acum. Păi cum zici și tu cum se punea un sicriu cu fața în sus? Aaa, cu fața în sus! Cu fața în sus? Stai! Gata! Smințitule! Nici așa! Nu e bine! Dar cum? Punte de-a lungul! Aaa, de-a lungul! Stai! Nu așa! Cu capul în partea aia-ilaltă. A, nu așa? Nu așa. În partea aia-ilaltă, să fie cu iertăciune. N-am mai murit niciodată până acum și nu cunosc. Se vede că nu mai te blestemățit ai ținut pe luna asta. A, nu, ieși afară, da. Vale. Nici așa, așa. Ieși afară. De ce să ies? Ieși afară că ți-arăt eu. Uite, Ivane, te pui frumos în sicriu, picioarele întinse, așa, cu mâinile pe pept, așa, și închis frumos ochișorii. Uite așa! Sfințitule, dă-mi drumul către spun lui Dumnezeu! Stai, nu mai stai, că din cauza ta mi-a luat Dumnezeu turbinca! Du-te! Du-te! Du-te!
Du-te, blestemato! Du-te pe apa sâmbetei! Du-te și să mai zi când te-ai chema eu! Când te-ai chema bunica! Du-te! Du-te pe apa sâmbetei! Du-te! Ei, Doamne, ai văzut de ce s-a mai apucat Ivan al domniei tale? Petre, bine a mai zis cine a zis. Dacă dai nas lui Ivan, el se suie pe divan. Dau poruncă, Doamne, poruncesc să se deschidă sicriul, să iasă moartea la liman și să se răzbune pe Ivan cum i-o plăcea ei. Mai răbdarea și bunătatea lui Dumnezeu cea fără de margini. Ți-ai iertat nelegiuirile tale. De mult erai mătrășit din lumea asta și ajuns de bat jocura dracilor dacă nu ți intra Dumnezeu în voie. Nu mi-e frică de tine, moarte, sunt soldat. Și nu mi-e frică, nici nu-i nevoie să mă legi la ochi. Haideți, trageți, foc! Nu, drăguță, nu. De acum încolo ai să fii bucuros să mori și o să te trăști după mine rugându-mă să-ți iau sufletul. Dar eu o să mă fac să te-am uitat, Ivane, și o să te las să trăiești cât zidul Goliei și cetatea neamțului și o să-ți ajungi la pătrânețe să vezi cât de nesuferită îți va fi viața și acum chiari să nu te mai văd în ochi. Și eu și să fii când te-ai chema eu. Trăiască viața! Adio și n-am cuvinte, vă spune acum Ivan. Cu moartea în turbincă, nici grijă nu mai am. Adio și n-am cuvinte, îmi iau lumea în cap. În viața asta strâmtă, vă jur numai în cap. Adio și n-am cuvinte, povestea s-a sfârșit. De-atâta libertate Ivan s-a plictisit. Adio și n-am cuvinte, o spun cu of în glas. De-acum înainte să cânt mi-am mai rămas. Povestea sfârșit are, cum are și început. Adio și n-am cuvinte, strig ura și pe cai. Dar plec și înainte, vreau să vă spun goodbye. Adio și n-am cuvinte,